Ne-am reîntâlnit aici pe Orâd, foarte mulți prieteni, unii plecați de mulți, mulți ani. S-a întâmplat chiar să o revăd pe Gregoriana, care a venit din Belgia, ne-am revăzut de vreo 10 ani. Și îmi spunea că acolo, urmărind ce se întâmpla în țară, în evenimentele din țară și a văzut foarte mulți postau că am pierdut un prieten apropiat, un mare om, un mare artist și s-a mirat că toată lumea vorbea despre același om. Era vorba de Toni. Foarte mulți prieteni sunt acum aici. Foarte mulți oameni care l-au cunoscut pe Toni. Chiar aș vrea să facem următoarea încercare. Vă rog să ridicați o mână sus toți cei care l-ați cunoscut pe Toni Usachi. S-ar fi bucurat mult să vă revadă și cu siguranță vă vede de acolo pe unde este. Printre prietenii noștri de dincolo de Tot, cu care Toni a avut o îndelungată prietenie și o îndelungată colaborare, au venit aici, printre cei pe care o să-i vedeți pe scenă și o să-i prezint la momentul respectiv, poetul Traian Vasilcău, regizorul Dumitru Grosei, Gicu Cimpir, Valentin Bogdan, care o să le vedeți mai târziu. Și Irina Chitoroc. A, și Irina Chitoroc. Da. O să vă las în compania lui Traianus, un vechi prieten al nostru, care l-a iubit mult pe Toni, așa cum l-a iubit cu toți. Mulțumesc, Andrei. Vreau să le spun, să încep cu o frază, la toți anii Toni Usachi, oriunde te afla. Dacă aș fi toamnă, te-aș îmbrățișa cu un torent de frunze triumfale, în prea căderea lor și te-aș urma prin templu scris cu sunete astrale. Divină e tristețea în care pur aud voietul mării ce te are, du-mă în ispita muzicilor rare și fii tăcerii mele trupadur și suflet dacă vrei să-i fii și voce și candelabru arzând doar cu suspin să te cuprind cu un april precoce și în cântec să ne revărsăm. Amin. Dragă Toni, sunt 20 de ani de când te știu. Mi-a făcut cunoștință cu tine, prietenul meu de la Chișinău, de la București, din Italia și din Franța, deci de pretutindeni, Dumitru Grosei. Era anul 1992, când hotarele abia se deschideau și atunci la Iași, prin Toni, am cunoscut o sumedenie de artiști. Ca dovadă, îi vedeți acum că nu sunt simpli artiști, sunt mari artiști și e păcatul României că nu-i cunoaște și nu al lor. Artiști pe care, prin Toni Usachi, i-am adus și la Chișinău. A venit anul 1995, am lansat festivalul Maluri de Brut, un fel de duplex Basarabia România, cu preselecțiile organizate și la Chișinău și la Iași. Din 96, Toni, mi-a venit o idee să te fac prezentator la acest festival, mai bine zis co-prezentator. Nu voia, pentru că el zicea că este medic și nu are abilități de prezentator, dar în 8 ani de zile s-a prezentat acest festival, vreau să vă spun că un prezentator sau un co-prezentator mai bun, Basarabia nu a avut, nu a cunoscut. După aia a venit un timp când tu, Toni, mi-ai zis că ai îmbătrânit.
nu mai ești bun să apari în scenă. Lasă afară alții, mai tineri. Și atunci, ca să nu te pierd, ți-am spus, vină în juriu. Și atât că, după asta, a fost în juriu, a jurizat, ba mai mult decât atât, ai acordat, mai bine zis, pentru că sunt într-un dialog cu Tony, a acordat premii, din buzunarul lui, evident, mi-a editat 3 cărți, de 600 de pagini, în total, o trilogie, invitându-l mereu să cânte în acest festival, mi-a zis că nu, sunt alții mai buni ca mine, lasă-i să cânte ei, va veni și timpul meu. Întotdeauna ai fost acuprins de o anumită modestie. Și la fiecare ediție când veneai la Chișinău, îți spuneam, când îți apare odată și odată discul, vezi că în ziua de azi, toți artiștii care se vor artiști, toți veleitarii, editează cărți, editează discuri și numai tu care ai piese adevărate, piese meritabile, stai în umbră. Mi-a spus că va veni și această zi. Și iată când încerc să fac un dialog cu el, parcă aș vorbi la tipul trecut. Deși, încă o dată repet, la toți ani, Tony Ursache, oriunde te-ai aflat. Și mă bucur acest lucru pentru că în data de 19 octombrie, când a fost ziua lui Tony, marea majoritate a celor care postau pe pagina ta de Facebook Tony, postau la mulți ani. De parcă Tony este, de parcă Tony a fost, de parcă Tony va fi în continuare. Apoi, de la ultima ediție a festivalului nostru, care se numește Steaua Chișinăului, Steaua Moldovei, și unde Tony a fost în juriu, la 31 mai, 1 iunie anul ăsta, 2012, Tony a hotărât, nu știu din care motivație, să-și regizeze o evadare, o plecare. Noi toți am căzut în capcan, inclusiv eu, crezând că această regizare, această înscenare, o fi chiar una adevărată. Vreau să vă spun că n-a fost. Ca dovadă, Tony există în continuare, Tony nu a plecat, n-are unde pleca. Ca dovadă vreau să vă spun că pe acest disc este o piesă nouă. Deci Tony, de unde este, creează piese în continuare. Și acest lucru cred că este un lucru benefic și necesită să punem o piatră de temelie, poate la constituirea unui festival concurs de muzică folk între Chișinău și Iași. Poate le redenumim Maluri de Prut, precum a fost pe timpuri, și această titulatură nu și-o mai arogă nimeni. Pe dealul împăraților trăiești, alaiul cailor îți e aproape, ei te-au suit acolo la Mânjești și cerul ți l-au tras în sub pleoape. Pe dealul împăraților visând, n-apune numai cântecul din tine, pe acolo clopote se aud bătând, din tur la cerului până la mine, dar pe curând spun toate, pe curând și iarba și armăsarii tăi și luna și clipele în gropi de lut căzând unde se logodesc cu totdeauna. Vreau să vă spun că Tony pentru mine a fost un suflet pereche. Pierzându-l pe Tony, practic mi-am pierdut relația cu țara mamă. Tony este omul cu majusculă, omul mai mult inimă decât cuget, decât interes personal și omul pentru care nu că am dorit eu, dar așa a fost pronia sorții, se dedic tocmai 4 poezii. 2 când era aici, în lume, și 2 de când a plecat în lume. Să ne aștepte acolo când vom veni, iar ca garanție că noi vom veni, vreau să-i spun un simplu vers. Venim și noi pe același drum, dar să ne ierți că nu acum. Nu acum, acum. Când eram la Chișinău cu Tony,
Am fost invitat la niște prieteni într-un decor foarte frumos, într-o pivniță. Acolo eram și cu Valentin Boghean. Pe pereții pivniței erau instrumente de suflat, trompete, saxofoane, tot felul de dezafectate, așa puse de decor. Și Vali a luat de pe perete o trompetă, cam turtită, cu mecanismele vai de capul lor, a turnat niște vodcă pe mecanisme, așa, și a început să cânte la trompetă. Extraordinar! Extraordinar! Din bucata aia de tablă ieșeau niște sunete extraordinare. Vali este un virtuos. A cântat în trigon jazz, cântă etno jazz, cântă la câte instrumente Vali? 20 și le enumăra vreodată. Vă las în compania lui Vali Boghean.
ușor. Nu, atât cam să cânt. Ajută! Ajută!